rapid. Da. Păi e atât de grav, încât eu nu stau de vorbă. Da? Deci cât face? În mod normal. Face 87 pe 2. Și așa, îngheață. Deci iată, ea e fracție. E din Q, da? E număr rațional, din Q. Nu este un număr natural, cum vreau eu. Și orice altul veți înlocui în afară de 3,85 și 5, 99 și 11, hai să vedem pentru 3,11. Deci pentru noi, legal cu 11, ce devine fracția? Hai să ne convine că e număr natural. Ia, devine. 33. 275. Totul supra. Totul supra 9. Supra 9. Și face? Face 108. Supra 9. Se simplifică. Prin cât? Prin 9 chiar. Da. 9, 10 o dată, rămâne 1, 18? 18, 2. De 20. Care e numărul natural? Deci, numai acele valori, numai acele valori ne satisfac. Ne mulțumesc. În rest, orice dă la locuit, ați văzut, în afară de acestea, rămâne o fracție acolo, un număr rațional. Mai vedem o dată. Deci, a fost dat aici un exercițiu. Și atunci noi am visat ca să apară la un viitor nu minus 2, să putem simplifica, să apară situația asta. Și a zis, 3 pe lângă nu minus 2 vreau să fie. Și a zis, ca să fie 3 pe lângă nu minus 2, 3, 3 nu minus 6. Am nevoie de 3 nu minus 6. Și atunci am adunat și am scăzut un 6. Și 6 și cu 7, 5 fac 81. Fracția aceea de sus este aceeași, acum, că l-am mandat și am adunat și am scăzut 6, deci, da. Ca și cum aș aduna pe 0. Am distribuit în două fracții și am redus problema asta de aici, fracția asta, să fie numai natural, dacă și mai dacă 81 pe minus 2 numai natural. Deci am redus la o problemă cunoscută. Deci în toate modelele care le-am făcut astăzi, am arătat că îmi place foarte tare să ajung, după aranjarea fracției acelea, să ajung să fie un număr supranumitor. Da? Un număr. Că asta pot să fac. Mă descurc la asta. Alo. Da. Știi ce? Rămăsesc înțepenită, pur și simplu, imaginea. Dacă te uiți pe fereastra aceea cu stupul, așa rămâne să știu. Păi eu am mutat-o și la mine, când am intrat în direct, deci când am intrat eu sunt în direct, acum nu mai văzut dumneavoastră, nu? Așa. Ei, deci, când am intrat eu în direct, era playlist-ul acela care merge și el nu mergea deloc, ci era înțepenită imaginea pe care o vezi în fereastra cealaltă. Așa era și în fereastra care trebuia să ruleze. Da? Și mi s-a mai întâmplat de câteva ori asta, de tot când m-am prins pe voi, mi s-a mai întâmplat de câteva ori și eu nu-ți fiind pe fază, o rezolvam de fiecare dată. Și ce rugămintea, vă uitați din când în când. Dar acum să fac un ceu, să vedeți ce se întâmplă ca să se simți. Așa, așa, ca să puteți face corecția. Eu nu s-au făcut-o, eu nu știu ce-au făcut el atunci, de eu dat drumul, el e plecat undeva în Italia și nu vine o perioadă de timp, de ce am nevoie de el. Da? Am înțeles. Nu se vede, nu se vede. Așa, așa, am înțeles. Bine, așa, la ce. Bine, bine, perfect. La revedere. Așa. Dar nu se vede, nu se vede. Așa se întâmplă, să vă și ne întrebăm.
de ce. Și am rezolvat. Câte ceasuri sunt acum? 24. 24. Am înțeles. Insist pe problema asta. Insist pentru că efortul meu a fost maxim făcut. În sensul acela de a vă convinge că dacă am un număr, atunci lucrurile stau foarte bine. Un număr sunt la ceva, o expresie bună, caut ca expresia asta să fie un divizor al celui de sus. Și printre divizorii aceia, gata, am rezolvat problema. Însă autorul nu dă așa. El dă ceva în el și sus și jos. E munca ta pentru a ajunge acolo. Da? Deci tu ești cel care te strădui și știi visul, știi ce obiective ai. Să reduci fracția asta la un întreg, un număr la care pus altceva care știi să faci. Da? De aceea este atât de interesant și sper să-ți fie reținut că uitați, mă convingeți acum dacă aranjați voi fracția următoare. Deci, să spunem că... Da, vorbim și dialogăm. Deci fie să se determine el, să se determine el natural. Așa încât fracția F egal cu 5N plus 49 supra N minus 7 să fie un număr natural. În orice N, în sumea mea de 7 specificații. Deci N trebuie să fie de la 7 încolo, da? Că nu se poate altfel. Deci neapărat N strict mai mare decât 7. De ce ai zis tu asta? De ce ai zis de mai mare decât 7? De ce nu ai spus numai pe 7? Nu pot să fac 5, 2, 7. Așa, 2 minus 7, 3 minus 7. De număr negativ. Da. Important este că ai sezat chestia asta și m-ai îndemnat pe mine și mi-ai propus să spun condiția în mai mare strict decât 7. Adică de la 8 încolo să cer, da? Și crezi tu dacă să începi să dau lui el la 8 încolo, am să am la fătă tot timpul, 8, 9, 10, termin problema? Nu, dar trebuie să avem sus un minus 7. Asta. Și să avem 5N minus 30 și 5 plus 35. Iată, nu se plec de repede. Deci am nevoie de visul meu să zice să fie 5 pe lângă N minus 7. Și când îți fac bine 5N minus 35. Și am nevoie de minus 35 și atunci și scap de minus 35. Așa de vă să fie... Deci nu mă interesează. Dar ideea, mă, datele, eu vreau să ajung la sufletul tău, la tine și la toți prietenii mei, spunându-ți așa, că tu zici 5 pe lângă ăsta. 5 pe lângă ăsta, care înseamnă 5N minus 35. Și atunci ai nevoie de minus 35 și îl spui sus repede. Și zici, fracția F este 5N minus 35 plus 35, că 35 minus 35 e 0, da. Și plus 49, totul supra, e minus 7. Și egal cu. Și acum, facem, ne ducem la bun sfârșit ideea pe care am avut-o. Grupăm în două și zicem 5N minus 35, 5 pe lângă N minus 7, bucata întâi supra N minus 7, plus 49 supra N minus 7. 49 și 35, pardon, 49 și 35. Adică cât faci acum? Adică o să fac 49 și 35, o să de 84. 84 supra. Și acum N minus 7 pe N minus 7 se simplifică. Și egal mai departe cu 5. Cu 5 plus... 84 supra N minus 7. Da. Și iată cum fracția de mai înainte, fracția de a fost... Care fracție? 5N... A fost 5N plus 49. 5N plus 49. Supra N minus 7. N minus 7 este organizată, este aranjată. Aranjată de 5 plus 84. Supra N minus 7. De unde știm că
A cere, așa pare, nu e problemă ca frația să fie natural, cui de fapt trebuie să-i cere? Trebuie să-i cere în 84 și mai frații în 7. Să fie numai natural. Și acum am redus problema care o aveam noi, greu de rezolvat, la problema asta. Care înseamnă cât? Înseamnă el minus 7 să fie printre divizorii lui 84. Adică, hai să divizăm 84. 1, 84. Deci 84, da? 2. Deci sunt aceștia, 1 și 84 divizorii Evropei. 2. Apoi 2. Și 42. 2 și 42, că de ori 4 de fac 84. Da. Apoi? Prin 3 ați vedea dacă mergeți. Da. Deci, da, 3, da? Deci 3, și zic că merge 3 în 8. 3 în 8 de 2 6. 24. 24, 8. 28. Deci? Nu, stai, spune. 28. E bine, da? Da. 3 și 28. Apoi? 4. 4 merge. 4 și... 4. Nu, 4 și 24. 4 și 21. Da, 4 și 21, da. 4 și 21. Apoi. Și 12. 12. Da, 12. Cât? 12. 12? De unde știi? 12 ori 7, 24. 12 ori? 12 ori 7, da? Deci pot să spun aici 7 și 8 și 12. Da? 7 și 12 fac 84. Și cred că... Cam ăștia. La 8 merge? 8? Nu merge. Nu grea. 6? 6? 6, 8. O dată. 24? Ar merge, da? Ar merge. Da. Deci 6 și... 6 și 13, 14. 14. 14. Da, 14. 6 și 14. 7 și 12 am văzut. Cam așa se divide. Cam așa se divide. Hai, ce mai adăugăm aici? Mai vedem ce mai adăugăm, dar cred că așa. Și acum luăm pe rând. Care sunt, luăm cazul întâi, n minus 7 egal cu 1. E imposibil. N minus 7 egal cu 81. Știți, 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 dacă numele e mai mici decât 7, numele mai mici decât 7 nu merg. Adică 1, 2, 3, 6 și 4. 1, 2, 3. 4, 6 și 7. 7 merge. 7 merge? Da. Nu merge. Doamne, dar e imposibil. 8 minus 7 e 1. Așa, mă. Uite aici. Adunăm un 7. Deci atunci nu e egal cu 8. Băi, am înțeles toate. Toate merg. Vezi? Vezi? Uite, aici, așa, așa trebuie gândit. Deci, el a spus, stai o clipă că merge acolo. Că n minus 7 egal cu 1 se poate, n egal cu 8. N minus 7 egal cu cine în urmă? Cu 84. Adică... N egal cu 91. Da? Și continuăm cu toate așa, toate valorile. Nu până la infinit, pentru că e cu ce faci ca. Deci pe toate valorile acestea, cum le ecuizăm. Până la sfârșit da? Cu mulțime. Deci nu ne oprim. Până ecuizăm toată mulțimea, toți divizorii îi căutăm. Că divizorii aceștia ne vor duce la... Înseamnă mulțimea de toți, dacă era cu plus, nu mergea. Da, da. Așadar, am făcut astăzi un model de exercițiu, sper că pe care l-ați prins, o să mai analizăm și situația când nu putem pune neprință. Deci vom intra într-un moment destul de delicat. De aceea ne oprim aici, să vedem sinteza, hai să facem sinteza. Sinteza, voi că am făcut mult. Ore. Ce-am făcut aici? Fracții echivalente. Echivalente.
divizorii unui număr. Unui număr. Am făcut fracția, când fracția devine număr natural. Da? Când fracția devine număr natural. Și aranjarea fracției, nu după un model cunoscut, aranjarea fracției ca o problemă cunoscută. Cam asta a fost lucrurile interesante care am discutat împreună astăzi. Ce să spunem, prieteni noștri? Să nu uitați de slide și să vă abonați la Proful Online. Sigur, mă, neapărat asta. La revedere!